Date de ministru al afacerilor interne, cu voi m-am văzut de mai multe ori și mi-a făcut mare plăcere să vin la Constanța de fiecare dată, în județul Constanța și în mai multe locații aici, în calitate de ministru al transportului anul trecut. Domnule secretar de stat, domnule inspector general, domnilor comandanți, stimați invitați, stimați reprezentanți ai mass media, după cum ați putut observa, de pornit pornește. O să-l vedem și cum funcționează și aș vrea să-mi permiteți să spun câteva cuvinte într-un moment important pentru Poliția de Frontieră, care, începând de astăzi, are încă un instrument în activitatea de monitorizare a spațiului aerian și terestru, așa cum a fost prezentat aici, un sistem complex de supraveghere care va inspecta zona de coastă a Mării Negre, oferind informații importante pentru asigurarea securității frontierelor. Mă bucur să constat că se fac pași importanți în dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu astfel de capabilități, ceea ce va îmbunătăți răspunsul structurilor operative la provocările din ce în ce mai mari din teren. Totodată, aș vrea să subliniez aici valoarea adăugată considerabilă dată de folosirea acestor echipamente pentru colectare de date din teren, pentru reușita misiunilor de supraveghere a frontierelor.